Culisele plecării lui Teo de la ProTV în 2006. Anul 2006 a fost super dinamic pentru piața media din România. În mai am aflat că turcii de la Dogan Media vor să lanseze un nou post TV, Canal D, care să facă concurență serioasă Pro TV-ului, Antenei 1 și TVR-ului. Și ce să vezi, vara au început să curgă ofertele generoase pentru cele mai mari vedete TV, ca Teo Trandafir, Lucian Mândruță, Andreea Esca și echipele de la Vacanța Mare și la Bloc. Echipele de la Vacanța Mare și la Bloc au zis imediat papa Pro TV-ului și au plecat la Canal D dar despre asta am povestit într-un alt episod. Teo Trandafir însă avea alte planuri. Dar ca să înțelegem de ce ar fi vrut să plece, trebuie să ne întoarcem în 2001, deși teoretic era deja angajată, Teo a trebuit să dea un fel de casting și a decis să țină un monolog haios, un mini stand-up despre niște întâmplări recente. Adrian Sârbu a fost atât de impresionat încât i-a cerut să înceapă fiecare emisiune cu un monolog de 4 minute. Și, sincer, e greu să ai un monolog funny și fresh zilnic 5 zile pe săptămână. În 2006, Teo era deja epuizată și își dorea o schimbare. Voia ca emisiunea să fie mai puțin spontană și mai organizată, bazată pe un desfășurător. Dar șefii de la ProTV nu erau de acord, temându-se că audiențele vor scădea. Așa că Teo și-a luat o firmă de avocatură să negocieze plecarea ei, care s-a petrecut cu puțin timp înainte de începutul unui nou sezon, ce trebuia să fie pe 11 septembrie 2006. Deși a primit oferte de la Antena 1, Prima TV și Canal D, Teo a ales să meargă la Romantica, actualul film Cafe, post relansat în 2007 de grupul media Realitatea Cațavencu, controlat de Sorino Viriu Vântu. În momentul plecării, Adrian Sârbu i-a zis că o va uita complet. La nici două săptămâni după, Teo a recunoscut într-o emisiune TV că regretă plecarea. Ani mai târziu, i-a mărturisit că a greșit și că știa că viitorul ei va fi greu încercat. După această plecare fulgerătoare, a trecut pe la Romantica și prima TV, dar fără prea mare succes. Apoi a urmat o pauză de doi ani de la televiziune, în care s-a implicat și în politică, fiind aleasă deputat în 2010 un moment dificil din viața ei au fost problemele de sănătate din 2011, care au readus un în contact cu Adrian Sârbu. Acesta i-a mai dat o șansă, angajând-o din nou la Pro TV ca actriță în serialul Pariu cu viața.